Iar dintre antrenorii principali, sincer să vă spun, nu m-am înțeles bine cu niciunul. Cu niciunul nu te-ai înțeles bine? Cu niciunul. Pentru că eram o fire, cum să spun, știam că merit să apăr, dar eu mai făceam prostii care le făceam, le recunosc, asta am fost. Mai mă duceam la șprițuri, mai... Așa, mai și cu o fată? Mai, bă, normal că fărea nu se putea pe șerții. Brebenel în carte, carafele de murfatlar și fetele frumoase. Fetele frumoase. Și asta e. Și ei, de ce să te duci, cum era comuniștii, să stai cu minte, să nu știu ce, să cutare. Și era mereu rezervă și nu convenea. Zic, mă, barem dacă greșesc, scoate-mă din poartă. Așa. Dar în momentul când eu nu-ți greșesc și îți bag banii în buzunar, ce-ai mă cu mine? Și asta a înțeles-o Nicolae Proca la Târgoviște, când am venit înapoi la echipă, și a zis, venea Nicolae, marți, miercuri fac ce vrei, mă, dar de joi, când ne bagi în cantonament, fac ce vreau eu, la antrenament. Auzi, și deci antrenamentele le făceam eu personal. În cantonament mai trăgeai? Nu, nu. Nici dacă te rugai de mine, nu, nu puneam gură. Ce, lunea și marțea? Lunea, duminica, lunea, marțea. Și miercure, pardon. Păi pe aia o sări. Jumătate de săptămână. Da. Și jumătate era pregătire. Și ce beai? Vin, vin și bere. Asta mi-a plăcut să beau. Păi dacă beam... Dar cu... Dobrin, mai mult discutați, mai mult, cum să vorbeați băutura decât da. O beați. Păi hai să-ți mai spun și altceva cu Dobrin la... Când eram da, la Pitești. Da, ajungeam și la Dobrin, e un da. Capitol special. Da. Cu Gicu mereu ne duceam la șprițuri, la astea, și se făcea 10 seara, 11 seara. Și ne luam, bă, că-ți dau gol, că-ți fac, că-ți drept, că nu știu, zic, ia-i dimă la teren, uite, mergem acum. Ne duceam, sculam magazionerul, ne luam, ne dătea echipamente, ieșeam pe teren. Noroc că era un felinar care bătea exact pe teren acolo. Prindea cum, și... noaptea asta? Noaptea, domne, noaptea, la 10, noaptea, 11, noaptea. S-a întâmplat de mai multe ori? De vreo 3-4 ori. Așa, făceați pariu la băutură? Da, făceam pariu, da, și așa. De acolo plecam. Asta nu știam. Când câștigam eu, la noi nu conta asta, când ne venea atunci, hai dimă să facem. Nu conta. Eram un tip care nu se mai slab ca tine, tu ești mai slab ca mine. Gicu era la fel, nu? Eu... Și uite așa ne... Și cine câștiga de regulă? De multe ori am câștigat eu. Da, spune. Da, lovituri numai de la 16 metri, nu de la 11 metri. De la 11 nu era de apărat. Nu, nu, la 11 metri dacă aperi înseamnă sanța ta, norocul tău. Nu că vrei tu să-l aperi. Auzi, ai fost prieten bun cu Dobrin? Da, da. Bine, da. Aveați pasiunea asta comună de a sta în restaurant. Și ca oameni. Că voi mai mult stați decât beați. Doamne, nu, și beam, de ce să vorbim prostii, și beam, dar cum să spun eu? A doua zi la antrenamente eram nou născuți. Auzi, Narcis, și când vă apucați voi, la când vă apucați? Să zicem la 5 după masă și terminați la 10. Păi, dragă, noi cam ne apucam de pe la vreo 2:30 ziua. De la 2:30 până la 10? Și terminam până la 10, 10:30. Și când beați în timpul ăsta? 2 baterii, 3? Cine știe cât beam, că eram mai mulți acolo. Eram mai mulți acolo. De fapt, anturajul da, era... Da, când eram la Pitești, mergeam 6, 7, 8 jucători. Eram împreună acolo. Da. Am înțeles. Cred că aveam 2-3 kg de vin de căciulă. De căciulă. Da, păi ce era? Mare brânză. Dar la meci știi că circula la un moment dat folclorul în care eu n-am crezut. Că, dom'le, când începea meciul, spuneai o sticlă nu de apă, ci de țuică în poartă. Da, mă, da, știu, știu. A, e adevărat? Nu. Nu, cum să pui de țuică? Mă omora 17-18 oameni de... 17-18 mii de spectatori, mă omora cum să fac așa ceva? Când eu nici nu beam nici țuică. Păi nu este vorba, țuica e ochii lui Dobrin și conia cu sufletul lui Comar. Da. Și de unde? Că eu nu le beam pe astea. Tu beai vin? Da, vin, beam vin cisterne până la... Te duci cu barca până la New York. Dacă e. Cum? Te duci cu vaca până cu la barca, New York? Cu barca, cu barca. Cu barca până la New York. Dacă vomit, bineînțeles.